Bă, noi așa ca țară nu prea suntem zdravi la cap. Când crezi că ai văzut tot ce se poate vedea, atunci vine realitatea și îți dă o palmă. Stai ușor cu aia, că n-ai văzut nimic încă, calmează-te. Bă, voi știți pe aia care mai aveau puțin să se calce pe cap ca să-și cumpere hârtie igienică la reducere? Doamne ferește. Ok, ne-am obișnuit ca în principiu lumea să se calce pe cap pentru orice. Pentru tigăi, pentru bormașini, pentru pepeni. Bă, da, pentru hârtie igienică, las-o dracu de treabă. Da, pentru cine nu știe, acum vreo două zile în Brăila, cred că se la treaba asta, ceva magazin a făcut reducere la hârtie igienică. O reducere de vreo 3-4 lei. De la 10 lei o cumpărai cu 6 lei. Wow! Diferență! Și lumea când a aflat de super oferta asta la hârtie igienică, au lăsat tot ce aveau de făcut, s-au ridicat de pe WC-ul și direct năval în magazin. Adică ce dracu, nu-mi cumpăr eu hârtie igienică la reducere? Cu aia, hai să ne cumpărăm hârtie igienică de toți banii. Intrăm și în depozit, le furăm toată hârtia, că de ce nu? Simt că o iau ușor, ușor cu capul, mă jur. Chiar în halul ăsta să fim, mă? Da, dar România e o țară săracă. Bă, nu știu ce să zic. Molurile și cafenelele sunt pline mereu. Iar așa sărași să fim? Adică suntem sărași, bă, da, de mol și de cafenele avem bani. Și de centru vechi. Să nu uităm de centru vechi. Sărași, sărași, bă, da, spargem cluburile. Sărași, da, avem ultimul tip de telefon. Dar când vine vorba de hârtie igienică, bă, da, asta n-avem. Trebuie să faci un compromis la ceva. Adică ție iPhone, bă, da, trebuie să renunți la hârtie igienică. Trebuie să renunți la șters la cur. Că na, în ultimul timp, dă-o dracu de treabă, hârtie igienică, ești nebun, e foarte scumpă, adică trebuie să faci rate ca să poți să-ți permiți așa ceva. E un moft, hârtia igienică a ajuns în România să fie un moft. Nu, dar acum serios vorbind, bă, la noi zici că intră dracu, noi la orice, adică, bă, e reducere? Da, la ce? La pungi. Perfect. Mergem să luăm, ce dracu. Atât îi trebuie unei babe să se bage în fața mea că îi pun punga pe față. V-ați prins la asta? Adică, nu. Nu? Ok. Totuși, hai să vedem și noi filmulețul despre care vă vorbesc. Sau pe YouTube. Deci simt că în ultimul timp fac numai videouri cu reacții. Bă, dar totuși asta e realitate. Treaba asta se întâmpla acum două zile. Adică, nu știu, e... Pentru hârtie igienică, lumea reacționa așa. Asta, tati, asta de aici, bă, asta pare întreagă la cap. Adică și ea se miră. Bă, halul ăsta am ajuns? Răspuns, da. Asta pare normală. În rest, uite-o pe tanti asta, ești nebun, a luat de toți banii, adică, ho-ho, reducere de 3 lei, cum dracu să nu iau și eu? Uite-o pe aia, prietene, mamă, uite-o pe aia cu coșul, ești un pic, cum așa ceva? Un coș de hârtie igienică, ce dracu? Hai că unii se amuză pe acolo, adică cum dracu să nu fie amuzant? E amuzant, dar în același timp e cumva trist. Uite-i pe ăștia, prieteni. Bă, deci ăștia au spart magazia, băi, și prost sau mă rog, au spart magazia. Au intrat și magazia ca să cumpere hârtie igienică la reducere. Bă, să se facă un bulzelă de asta pentru hârtie igienică, mă? Înțeleg că, na, toată lumea se cacă. Bă, da, atât de mult, dă-o dracu de treabă. Eu cred că ăștia ești nebun, au zis, bă, ne cumpărăm mâncare mai multă, automat ne trebuie și hârtie. Dar dacă e la reducere, ne luăm mâncare de aia 3-4 lei în plus și după aia ne căcăm mai mult, dar măcar avem cu ce să ne ștergem. Logic. Aia și-a pus mâna în cap. Doamne, așa ceva, bă, uite, așa ceva. Cum dracu să nu te înghesui pentru hârtie igienică? Logic. Hârtie igienică e scumpă. Trebuie să îți faci rate ca să poți să-ți permiți hârtie igienică. Doamne ajută. Video într-adevăr a fost scurt, într-un fel amuzant, într-un fel trist, dar foarte mulți dintre voi mi-ați trimis mesaj cu video ăsta, că bă, tu ai văzut ce s-a întâmplat în Brăila? Ce s-a întâmplat? Păi niște unii practic s-au călcat aproape pe cap ca să-și cumpere hârtie igienică la reducere. M-am uitat și eu puțin, am zis, bă, pana mea, eu înțeleg, hai, cu tigăile, nu știu ce dracu faci cu 10 tigăi, dar e ok.
Bă, da, hârtie igienică, adică, na, poți să te duci după aia să vinzi hârtie igienică pe la vecin, pe la, nu? Sau, bă, azi la unul la ușă, salut frățioare, nu vrei niște hârtie igienică? Acum am cumpărat-o, e proaspătă, cum dracu? Asta e mentalitatea, mă, nu contează, adică, reduceri? La ce? Nu contează, mergem și luăm și noi. Și filmarea aia a fost scurtă, cred că și video ăsta a ieșit destul de scurt, bă, dar totuși am zis să ne mirăm împreună de așa ceva. Când te gândești așa per total că niște unii s-au înghesuit, s-au intrat în depozit la aia ca să cumpere hârtie igienică, bă, e destul de amuzant. Când o spui așa, când vezi treaba aia, nu prea ți se mai pare așa amuzant, că ți-aduci aminte că trăiești și tu în aceeași țară și cumva e trist, dar e ok. Sunt pe bine astăzi, cum dracu. E bine, părul mi-a stat ca dracu, adică e de-abia spălat, e ok, am zis să nu mai fac, că na, ce să zic. Și cred că ne auzim, trebuia să ne auzim de săptămâna trecută cu Mr. Amore, dar pana mea, mi-a cam fost lene să filmez, așa că ne auzim săptămâna... Ne auzim vineri, săptămâna asta. Dacă desigur ți-a plăcut, nu uita să dai un like, un share și să-mi dai 100 de euro. Ca să-mi cumpăr și o hârtie igienică. Că na, nu prea-mi permit. Și ne auzim data viitoare. Salut!